Acest pui a fost reprodus din cea mai bună femelă reproducătoare din crescătoria mea, cu un alt porumbel care a fost făcut de către mine prin consanguinitate din cel mai bun zburător al meu de-a cursul anilor, de la începutul carierei în acest sport și până în sezonul 2012. Porumbelul a fost special făcut pentru a reproduce pe viitor, dar datorită situației în care ne aflăm, acest porumbel vreau ca să-l ofer la licitație pentru a ajuta situația noastră a clubului. Ce mai vreau eu să fac este că vreau ca să lucrez pe porumbeii domnului profesor Costea Octavian, împreună cu porumbeii care îi dețin la ora actuală, lucrați în crescătorie de către mine, plus cea mai introdus din alte crescătorii, cum ar fi Buțucanul Ștefan. La nivel de bunici, acest pui are porumbei din crescătoria domnului Costea Octavian. Domnului Costea Octavian, plus porumbei din linia domnului Buțucanul Ștefan, care la rândul lor au niște locuri frumoase în clasamentul național, locuri de vârf, zic eu, chiar de tineri, ca porumbei tineri. Eu, personal, din această femelă, cu o combinație la mine în crescătorie cu un mascul Arden, în 2010 am reușit să fac norma la o femelă, 832, dacă nu greșesc, de 2010. La vârsta de un an am făcut două maratoane, a fost doar la două angajate, amândouă au fost clasate, plus 2012 am reușit să fac categoria AS Maraton Tineret cu porumbelul 552, care pe județul nostru este locul 1, la nivel de zonă locul 2 și la nivel național este locul 9 la AS Maraton Tineret. Și acest porumbel este frate de mamă cu acest pui tânăr. Pedigriul mamei. Asta e pedigriul tatălui, din partea lui domn profesor. Așa. Aici e tot ce are în el porumbelul, e vorba de femela, s-am și scris eu aici, de 529-185-07. Ăștia-s părinții. Este Raicard. Aici iară ți-am făcut de mână, dar asta o să văd. Aici e fișa de expoziție, pentru toate rezultatele obținute la chat. Dar asta e numai până în 2010. Lipsește sezonul 2011 și sezonul 2012.